nu ne gândim doar la procentul de populație care trebuie să se vaccineze, ci trebuie ca acest procent din populație care se va vaccina să completeze procentul de oameni care vor dobândi imunitate post-infecțioasă. Deci pentru ca să se obțină imunitatea colectivă, acea imunitate de turmă, care la un moment dat devine protectivă, ea devine protectivă undeva la peste 70% sau în jur la 70%, deci în momentul în care 70% sau mai mult de 70% din populație dobândește imunitate post-infecțioasă și sau post-vaccinală, intră în funcțiune această imunitate colectivă sau de turmă.